Salutare băieții, cred că de dimineață mai făcui un bod urmei. Trebuie să le fac eu pe toate, ca să termin cu ele. Poate mai sunt colegi de la Iași care vor, când voi veni la târg, să le aduc sticluța cu miericică. Mergem la Guange. E un pic de soare, da? Când nu, când soare, când e răcoare totuși. Uite, fetele deja sunt la apă. Deja fetele vin la apă ca să sunt și aici așa la drojdie de bere, cu lapte, praf, cu făcut aceea grămadă. Sunt ele câteva șaci. Dar eu am treabă la stupuri să le pun. Le pun niște miericică. Asta e o ramă care o scosă-i dintr-un stup. Era la margine, avea mâncare destulă. Asta o să dau la altul. Să vedem acum ce avem noi aici. Nasol cu o mână, că vreau să și filmez. Gata, fetele, gata. Dăm un pic de fum. Punga uscat-o. Ale, tatat. Poți cum era lichidă, bineînțeles, nu. Ca altfel dacă era cu uite, așa. Și acum le pun așa. Mai sunt colegi care o să zică că nu e bine, că nu știu cum, că nu știu ce. Da, nu e prima oară când pun și nu se întâmplă nimic. Uite așa. Frumos capacul. Următor. Asta e roi de anul trecut. Are și ăsta miere aici. Mai vine o iarnă. Rama asta s-a scut. Uite, stă toată iarna aici. N-are nimic. Uite așa. Bețele așa o să le iau. Asta să am deoparte. Fumul ăsta nu are scoburi. Hai, pui și lui un pic aici, așa ca să simtă și el că veni și pe el cineva. Asta e. Dacă n-am scoburi, n-am apucat să le fac la toate. Dar cu timpul o să le fac la toate, că n-am ce face. Așa frumos. Uite așa. Uite așa ca să uite. Asta e numărul 41. Asta ar trebui să fie matcă tânără. Asta o păi trebuie lui vă. Prea-i trebuie lui miere. Îi rup eu punga că poate așa-i place mai bine. Noct.
așa. Uite așa. Așa treaba bună. Să facem. Și e rău că cu mâna eu nu pot să bate. Pun și capăci. Da, așa. Numărul 19. Asta. Asta nici nu vrea, băi, nici nu vrea să ia punga, nici nu se uită la punga mea. N-ai pui pe un pic, uite așa. Poate așa o vrea. Asta e 29. Uite-l pe asta acum. Asta chiar n-a treabă, uite. Convine lor că că mă luau una de gât. Nu e bun. Că nu vă deranjez așa degeaba. Vă dau și vouă ceva acolo. Eu cred că le deranjez degeaba, da. Dar nu e degeaba.